Începutul de an este mereu un deliciu pentru fanii noilor tehnologii. Peste 100 de mii de oameni vizitează CES, evenimentul care are loc în Las Vegas. Dacă îți plac roboții, gadgeturile inovatoare sau mașinile, atunci ai ce vedea. Despre cele mai tari prezentări din primele zile ale evenimentului vorbesc cu Sebastian Ujică, editor al FNews. Bună Uji, ce trenduri ai putut observa la această ediție? Bună, Ana! Pare că anul acesta la Consumer Electronics Show de la Las Vegas, producătorii parcă s-au înghesuit să prezinte cât mai multe inovații în materie de laptopuri. Iar Lenovo a fost producătorul cel mai harnic, a prezentat, de exemplu, un laptop cu două ecrane suprapuse pe care le poți aranja după cum dorești, unul peste celălalt, alăturate și chiar poți să folosești unul pe post de tastatură. Tot Lenovo a venit și cu un alt concept extrem de interesant. Un laptop 2 în 1 pentru pasionații de citit. Practic, pe o parte a ecranului este un display OLED clasic, însă dacă îl rotești ai un ecran cu e-ink, ca la un e-book reader. Acesta, din urmă, normal, consumă mult mai puțină energie. Pentru metavers, ce s-a prezentat? Ana, metaversul a fost mai prezent ca niciodată la acest anul acesta și am văzut tot felul de accesorii care să oferă o experiență virtuală cât mai reală. Source Digital, de exemplu, a lansat primul televizor smart cu experiență în Metaverse, care aduce platforma Sansar pe televizoare. Cu alte cuvinte, utilizatorii pot de acum să exploreze spații 2D sau 3D în funcție de cum doresc cu avatarul lor. De asemenea, mulți expozanți au prezentat căști de realitate virtuală, mănuși pentru un răspuns haptic în Metaverse. Ai spun, un alt domeniu popular a fost cel al supravegherii smart, device uri care permită monitorizarea casei sau a mașinii. Uite, Ring, un celebru producător în domeniu, a prezentat CarCam, un concept spectaculos care poate detecta tot ce se întâmplă atât în, interior, în exteriorul mașinii cât și în interior. Cu alte cuvinte, poți să stai liniștit chiar și când o parchezi, că nu va, nu va avea nimeni cura să se apropie de ea. <laughs> Mulțumesc și pentru intervenție.